Constantin Bufanu se poate lăuda că a avut o viață interesantă. A fost prezentator de modă, în tinerețe, ca și soția lui. E frate cu o vicecampioană olimpică, are două fiice superbe și doi nepoți reușiți. E un bărbat frumos, deștept, înconjurat de iubire și pe deasupra bine ancorat în realitate. Asta pentru că e abonat la presa locală de 4 decenii fără întrerupere. Cum ați început să fiți interesat de ziar și din ce motiv? Primul motiv a fost motivul pentru sport, că sora mea a fost sportivă. Și ne-am interesat de știrile sportive, când era Steagul Roșu. M-a spus, sora mea era vicecampioană, a ajuns vicecampioană olimpică, a început sportul la Bacău cu Pereteatcu, cu Budnaru, un antrenor bătrân care s-a mutat la Iași și a decedat de acum, cu Pereteatcu, cu Siminică sau Sima, nu știu cum mai zice Siminică. Era sportivul de înaltă performanță? Da, da, a ajuns din altă performanță. Campioană balcanică, vicecampioană olimpică, campioană europeană. Deci, campionatul național nu mai spune că au practicat toate sporturile de viteză. 100 de metri, 80 de metri, gardul, 200, 400. E, era una dintre sportivele, noi, singura medalie care am luat-o la probele de viteză este a lui sora mea. Deci noi n-am avut la probele de viteză de sprint. Că avem medalii olimpice la 800, la 1500, la 3000, dar la viteză nu avem niciuna. Numai ea. Prin urmare, cumpărați ziarele sau vă abonați la ziare pentru a-i urmări cariera? Pentru a... La vremea respectivă. Și mai citeam și știri. Normal că dacă vine ziarul acasă, nu citesc și eu. De ce se întâmplă? Municipiul nostru, fost bune, acum municipiul, fost oraș, cum era. Și acum am rămas cu Deșteptarea. Singurul ziar la care mai sunt abonat și sunt consecvent. Plecarea Valeriei în Germania în 1986 i-a adus mici probleme, el fiind pe vremea aceea șeful stației de radio. Telefoanele au zbârnit câteva zile, dar a demisionat de la Galbeni și l-au lăsat în pace, mărturisește senin Constantin Bufanu. I-a plăcut întotdeauna să fie bine informat, așa că nu s-a mulțumit doar cu Steagul Roșu. Vă place să fiți bine informat? Da, da. Noaptea nu dorm din cauza televizorului. Da, să înțeleză. Da, la televizorul văd că n-a înlocuit total presa scrisă. Rămâneți un fidel al presii scrise, al ziarului de hârtie. Asta de Bacău, rămân consecvent cu ea. Că sunt anumite anunțuri, chestii care are, e un ziar complex. Găsești orice în el. Știrile sportive care are două pagini în permanență, echipele noastre din județ, din oraș. Și a rămas consecvent. Plus de asta, dacă eu am fost abonat atâția ani, când citiți ziarul? Dimineața, seara, la cafea? Când îmi vine. Deci îmi vine ziarul cam pe la ora 2, între 12 și 3. Depinde cum trece factorul. De regulă citesc la cafea dimineața. E un tabiet anume? Ce zice? M-a disleg rebusul din Deșteptarea în permanență. Ăla disleg seara. Dimineața numai știrile așa. Bine, articolele de fond, dacă mă interesează, structurile legale, nu mă interesează. Înseamnă că îi cunoașteți pe ziariști din scrisul lor, chiar de în urmă cu acum 50 de ani. Da, sunt un om care nu citesc redactorul de jos, ăla care scrie articolul. Și chiar dacă dar îl scrie... Și domnul Verma, de exemplu. Bine, știu că erau foști mari ziariști la noi în oraș, înțelegeți? Și nu mai reține. Care sunt acele nume? Care... E, bine, Berman, este ăsta acum de Bacău, cum îl cheamă, pe Bânza, nu știu cum îi spune la Deșteptarea. Da, deci nu mai rețin numele. Nu mai interesează. Citesc sus, articolul mare, anunț ăsta, titlul. Informația? Dacă îmi convine, îl frunzăresc. Dacă nu, tratează cine știe ceva care pe mine nu mă interesează, trec peste el. În general, citesc tot ziarul. Înainte de 1989, citea Flacăra, Lumea, Pentru Patrie, Magazinul și, bineînțeles, ziarele sportive, fiind pasionat de fotbal încă de pe vremea echipei Dinamo. Cu toate că, în mod obișnuit, era mai interesat de evenimente decât de ziariști, își amintește multe semnături. Ștefan Olteanu, Eugen Verman, Gheorghe Bălțătescu. Veți rămâne în îndrăgostit de presa scrisă. Da.
Da, nu mai de piesa, rămân îndrăgostit de piesa noastră, locală, că asta e cu stilul din oraș. Nu mă interesează, mă interesează și ce se întâmplă în țară. Mă interesează și de ce face primarașul nostru drag și iubit, care de ani de zile nu dă cu plugul pe sala mea, pe cuza vodă. Acum azi noapte, odată, atât. Se poate interesa și poate vedea. Și pe păce și pe asta. Deci nu intru cu plugul. De altfel nu intru nici în tot orașul. Adică numai că trece primarul pe undeva, pe unde trece el, să se vadă. Deci din deșteptare aflați ce se întâmplă în, oraș. În orașul dumneavoastră. Da. Se bune și rele.